dragostea lui Dumnezeu în momentul acesta. Și vreau să o simțiți și voi, pentru că la sfârșit, fără să ziceți ceva, lăudați să fie Domnul, ne vom îndulci gura, dar vrem să ne îndulcim inima, vrem să ne îndulcim viața, gura, cu cuvântul lui Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. Acum întreb pe cei mari, voi simțiți dragostea lui Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. O să vă citesc ceva despre dragostea lui Dumnezeu cea mare și binecuvântată. N-am numărat cât timp este de când venim la dumneavoastră, dar în scopul acesta vreau să vă spun că ce de data aceasta am mai putut să venim. Că n-am mai fi putut să venim la dumneavoastră, poate ne-ați așteptat, nu? Ne-ați așteptat. Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat. Am venit la voi cu mașina, cu microbuzul nou, am venit cu frați, dar aș vrea să vă spun că microbuzul s-a stricat, s-a părâmat și este la mecanic, este. Și s-a stricat așa de rău, încât n-am mai putut să vin. Aș vrea să vă spun că a doua mașină, Mazda, și aia s-a stricat. Aș vrea să vă spun că cu Mazda am folosit-o și pentru familie și pentru lucrarea Domnului. Dar microbuzul, de câte două ori într-un an de zile, de câte două ori l-am folosit pentru familie, dar în rest pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun despre Mazda aceea că fratele Mărin nu avea curajul, dar eu aveam curajul și credința. Ce s-a întâmplat? S-a rupt șasiul aia care ține motorul și trebuia sutat. Și eu ce am zis? Am stat înaintea Domnului și am zis: Doamne, s-a rupt. Cu ce mai venim noi să vestim Evanghelia la putineiul? Și m-am gândit și am zis să le cu sârme. Și am legat-o cu sârme, am legat-o șasiul și am zis: eu mă duc în numele Domnului prin credință la putineiul. Dar lui fratele Mărin îi era frică. Cum? După aia Dumnezeu a pregătit pe fratele Daniel Davidescu de la Craiova, a venit cu mașina lui și am venit împreună cu el. Dar chiar dacă nu venea el, veneam cu mașina care am legat-o cu sârme, șasiul, și riscul e mare. Cum? Ține motorul și sonești cu sârme. Dar pentru dragostea lui Dumnezeu și pentru dragostea că noi venim în mijlocul vostru să vă vestim Evanghelia, am zis, fac lucrul acesta. Și dacă nu va repara o paia mare, cu aia legată, cu sârme, care ține motorul, cu aia prin îndurarea Domnului voi veni și nu ne vom lăsa. Slăviți să fie Domnul! În felul acesta vreau să vă citesc și să ascultăm cuvântul Domnului. Și auziți ce zice cuvântul Domnului în Ioan, o carte care Ioan era apostolul iubirii, era ucenicul Domnului Iisus. Și auziți ce zice: și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul Omului, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Fiul, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face rău urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele,
și vrem să ascultăm în câteva cuvinte dragostea lui Dumnezeu pe care vă spuneam. Adică Dumnezeu, pe singurul lui Fiu, pe Iisus Hristos, a părăsit slava cerească, a venit pe pământ, a lăsat acolo cerul, splendoarea, bucuria, fericirea și a venit pentru noi oamenii să moară, să se jertească, să fie bagiocorit, să fie scuipat pentru tine și pentru mine. Și noi, care Dumnezeu ne-a dat viață, ne-a dat ființă, ne-a dat mișcare, care Dumnezeu ne-a dat picioare, ne-a dat mâini, ne-a dat ochi, ne-a dat sănătate, copii, familie, să nu venim mare judecată. Voi avea eu personal, dacă nu vin să vă vestesc Evanghelia, venim fără bani, fără plată, pentru că noi am venit, pentru că noi am primit Evanghelia lui Dumnezeu, fără bani și fără plată. Și de aceea, din dragoste, ucenicii, urmașii Domnului, mergeau pe jos, pentru ei, de la Islas până aici, sunt 30 de kilometri, ei s-ar fi pus la dispoziția lui Dumnezeu 30 de kilometri. Și noi, cu mașini care Dumnezeu ne-a dat, să nu venim să vă spunem. Pentru că, așa cum vă spuneam, chiar dacă riscul era mare sau te oprește poliția și te-a oprit rarul, dar zice, măi, mașina asta e legată cu sârme, este, îți pui viața în pericol. Dar siguranța noastră este Iisus Hristos. Am știut și știu să trăiesc prin credință. Am știut să umblu prin credință cu Dumnezeu. În momentul când s-a întâmplat un ecar, o problemă, m-am rugat lui Dumnezeu, al cerului și al pământului. M-a păzit, m-a ocrotit. Dacă Dumnezeu m-a scăpat din accidente, dacă Dumnezeu m-a scăpat de la nec, dacă Dumnezeu m-a scăpat de la curent, să nu mă corentez și să nu mor. Dumnezeu nu mă scăpa să vin în mijlocul vostru cu mașina aceea care v-am spus că e legată cu sârme, să țină motorul în satan. Pentru că știți de ce? Voi așteptați. Nu, voi așteptați încă de ieri. Și auziți ce zicea cu cuvântul Domnului. Copiii, copilașilor, ați promis și auziți ce zice. După cum omului Dumnezeu Moise s-a întâmplat și s-a întâmplat atunci, cu mii de ani în urmă, când oamenii erau plăunați, oamenii și pentru boala lor, antidotul sau alipia, doctoria, era să se uite la un șarpe, cum ar fi popul acela, să fie un șarpe, un colocit în el. Și oricine se uita, oricine privea la șarpele acela, era vindecat, pentru că ei au fost mâncați, mușcați de șerpi. Unii care au considerat să se uite, au fost salvați. Unii care n-au considerat și au ignorat mesajul lui Moise, nu s-au uitat. Așa arată cuvântul lui Dumnezeu, că cine se uită la Domnul Iisus Hristos, la Fiul lui Dumnezeu, are viață. Pentru că aici zice că oricine vine la El, nu va veni la judecată, de la moarte trece la viață, îl iartă Dumnezeu. Îl mântuiește Dumnezeu. Și auziți? Auziți ce zice cuvântul? Cine crede în El, în Dumnezeu? Daniel. Zice, dar cine nu crede, a fost și judecat. Dar vreți să voi? Vreți să fiți judecați? Vreți să fiți condamnați? Vreți să aveți o sfânta judecata lui Dumnezeu? Ne temem de judecata din tribunal. Ne temem de judecata din poliție, ne temem de o judecată omenească, că te duce la tribunal și te condamnă să te bagi în pușcărie. De acolo chiar dacă te bagă, la un moment dat, ieși după pedeapsa în care ai făcut-o. Dar la Dumnezeu, când va veni El, nu mai e chip de scăpare. De aceea, astăzi, când se zice cuvântul lui Dumnezeu, să crezi în inima ta, astăzi când auzi Evanghelia.
Evanghelia lui Dumnezeu, pentru că cuvântul acesta este și pentru copii, este și pentru tineri, este și pentru oameni bătrâni. Și de aceea, îndeamnă Dumnezeu, eu de la Craiova, să vin aici, noi de la Izlat, să venim, să vă vestim cuvântul dragostea lui Dumnezeu. Mântuitorul, mie nu mi-ar fi rușine să plâng acum, mie nu mi-ar fi rușine să vărs lacrimi acum. Când te cheamă? Cum? Lăzăruț? Domnul să te binecuvinteze, Lăzăruț. În viața mea am văzut minuni în familia mea și nu mă rușinez cu Dumnezeu atotputernic. N-am să mă rușinez o clipă. Dacă sunt în tren, dacă sunt în tramvai, dacă sunt în metrou, dacă sunt pe stradă, despef și spun cuvântul Domnului, Evanghelia. De ce? Pentru că acest cuvânt a putut să-mi aducă viață, a putut să-mi aducă fericire, a putut să-mi aducă pace, a putut să-mi aducă liniște. Și acest cuvânt, oamenilor, Biblia, Vandamei Testamente, citiți-le, căutați și zice cuvântul Domnului, căutați în cartea Domnului și vedeți ce este scris în ea, că niciuna nu va lipsi. Și când tu vei striga, că zice cuvântul Domnului, când strigă un nenorocit, Domnul aude, vrea să-ți aude glasul tău, chiar dacă tu ești departe acolo, chiar dacă ăia sunt mai departe acolo. Când auziți, puneți întrebarea și vină în seara aceasta la patul tău și roagă-L pe Dumnezeu și spune, Doamne, nu știu eu prea multe, nu este o adunare aici, o clădire. Dar am auzit Evanghelia, cuvântul tău în aer liber, Doamne, poți face ceva și cu mine, cu familia mea. Și El poate. Ești lovit de necazuri, ești lovit de probleme. Problemele care le ai, problemele și necazurile, nu oamenii ți le rezolvă, ci bunul Dumnezeu, pentru cuvântul Domnului, spunea, de ce vă spuneam dragostea aceasta mare, minunată? Și dacă ar fi fost să am o mașină de lux, eu tot veneam cu ea. Nu vei, este o mașină mai căzută și nu vin. Nu, pentru că Dumnezeu, nu am timp să vă spun minunile și semnele lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu va da, unii spun așa, Doamne, dă-ne permise, mașini, Doamne, că ne ducem în lucrarea Ta, în Evanghelia Ta. Uitați, aici am putineiul, ați cerut cântări, nu? Ați cerut să vă vestească Evanghelia. Poate că prin felul acesta, când vor auzi să vină, să cânte, să vină să spună mărturiile, să vină să spună semnele, lucrările care le-a făcut Dumnezeu cu ei. Și am cerut la oameni, la frați, să vină să cânte, să nu ne îngrămădim la anvoane, să nu ne îngrămădim în biserici, care oamenii aici au nevoie de Evanghelie, au nevoie de cântările lui Dumnezeu, slăbit să fie Domnul. Zice, căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vădească faptele. În după-amiaza aceasta, ai înțeles ceva? Ați înțeles că Dumnezeu vă transmite bunătatea și dragostea Lui. Eu vă spun din inimă, nu vă spun după buze. Tu, casa ta, familia ta, vrea Domnul să scape. Știți de ce? Pentru că zicea, când a venit când trebuia să vină foc și bucioasă peste Sodoma și Gomora, a întrebat și a zis, pe cine mai? Păi mi-am cine? Mi-am fetele? Tu pe cine mai aici? Tu voi pe cine mai aveți? Aveți copii? Aveți cine? Scăpați-vă viața! Salvați-vă viața! Pentru că tot îmi vine în minte un om în care Iona s-a dus și el într-o cetate Ninive și striga încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. De la împărat până la cel mai de jos s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu. Și aș dori ca în putineiul de la primar până la cel mai de jos să se întoarcă la Dumnezeu pe drumul scurt al vieții tale, pe cărări grăbite alergi, să-i pus vreodată întrebarea dacă mergi bine sau greșești. Ți-e negru sufletul de patim,
ești obosit și întristat și ochii tăi sunt plini de lacrimi. N-ai vrea tu să fii mânghiat, o, nu-ți dorești tu mântuirea și o haină albă ca de nea, zadarnică o sfericirea în pofte negre de păcat și aceasta e doar amăgirea, iar tu rămâi tot înșelat, că steaua care o porți în tine e steaua sufletului tău și aceasta poate să aline doar un singur Dumnezeu. El e calea ce susține, el al tău mântuitor, el a lăsat și pentru tine să curgă al vieții sfânt din zbor. El chiar acum te primește, devii smerit la crucea lui, te spală, te curățește să-ți dea cuvânta harului. Veniți voi cei trudiți, voi cei trudiți și împovărați, azi Dumnezeu vrea ca să vă scape, veniți voi înrămânați. Iar noi, ce ne-am întors la Domnul, să pășim încrezătorul spre El, să nu stăm, să ne cuprinde somnul, să lucrăm cu râne pentru El. Guvernul României a dat o alertă, Guvernul României a dat o urgență, a dat o urgență de pandemie, a dat o urgență de COVID, că oamenii se îmbolnăvesc. Guvernul Cerului, Guvernul lui Dumnezeu, dă o alertă, dă o urgență, ca fiecare să vină, să se întoarcă la Dumnezeu, să ierte păcatele, să fie spălat, să fie vindecat, să fie eliberat, să fie descătușat, dezlegat din pomnița celui rău, pentru că oamenii sunt închiși, sunt legați, sunt cătușați în pomnița celui rău. Și veniți la ceea ce a dat Guvernul Cerului. Dumnezeu pune o alertă și de aceea mă pune să strig în gura mare Evanghelia aceasta pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o fără bani și fără plată. Suntem aici pentru că Dumnezeu ne-a dat viață, pentru că chiar mă rugam și ziceam, Doamne, cu ce mă mai, cu ce mă duc la Putineiu, cu ce mă duc să vestesc? Știți ce ar trebui? Chiar dacă nu mai am mașină, ar trebui pe jos 30 de kilometri să vin să vă vestesc bunătatea, semnele, minunile care Dumnezeu le-a făcut în familie. Când copiii noștri erau bolnavi, soția a zis să sunăm la salvare. Dar eu am zis, salvarea este Iisus Hristos. Când tu vei avea probleme cu copilul tău, când va fi să aibă temperatură, vei fi în casa ta, vei fi în cămăruța ta, tu trebuie să-L chem pe Iisus, pe Fiul lui Dumnezeu, să strigi și El va veni. Și El va vindeca, lăudat să fie Domnul. El este acela care are bunătate, El nu se uită la fața oamenilor. Uitați-vă, chiar dacă eram și negru, și eram ca africanul, eram. Dumnezeu, El zice, eu mă uit la inimă. Dumnezeu se uită, ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. De aceea nu stăm nepăsători. Nepăsarea este un păcat. Cât timp mai este bunătatea lui Dumnezeu, vom veni, vom, ne vom ruga. A spus că la terminare, veniți să ne rugăm. Ne vom ruga pentru cei ce vor rugăciuni, ne vom ruga pentru bolnavi, ne vom ruga și în urma credinței, în urma rugăciunii, Dumnezeu va vindeca, Dumnezeu va tămădui. Credeți lucrul acesta? De aceea venim aici și nu ne oprim. Știți de ce? Pentru că este o bunătate desăvârșită, nu se compoare cu bunătatea oamenilor. Omul te iubește astăzi, mâine, dar după aceea se întoarce spatele. Dar Dumnezeu, în fiecare zi, dacă astăzi, după amiaza aceasta, ai înțeles că atât de mult v-am citit, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, El, fie grec, iudeu, țigan, român, ce este El? El vă iubește, El ne iubește, lăudat să fie Domnul. Uitați-vă, poate ziceți, mă, de ce strig așa Evanghelia? De ce? Pentru că mi-aduc aminte că și alții au vestit și au strigat și stau retras și nu vroiam să aud Evanghelia. Dar în momentul, într-o seară, când mi-a străpuns inima, când am văzut că sunt păcătos,
când am văzut că fără Dumnezeu nu pot să fac nimic, atunci m-am împăcat cu Dumnezeu, m-am întors la Dumnezeu și de atunci viața de 21-22 de ani, atunci Dumnezeu a schimbat lucrurile minunate, că Dumnezeu e minunat și El face lucruri minunate. Vrei să facă Dumnezeu lucruri minunate în casa ta? Vrei să facă Dumnezeu lucruri minunate în familia ta? Vreți? Doriți? Dacă vreți, eu mă bizui pe Dumnezeu. Eu mă încred în Dumnezeu și El poate. Dacă voi îl chemați, poate acum vă este rușine, poate acum aveți rușine să veniți, dar în casa voastră, în odăița voastră, m-am gândit și la felul când va ploua, că nu mai putem să stăm, să rășim Evanghelia. Dar cum Dumnezeu a pregătit, că credeam că vin cu mașina legată cu sârme și a pregătit șofer, așa poate să pregătească Dumnezeu să ne rugăm, să ne închinăm, să ascultăm minunile, semnele lui Dumnezeu într-o casă. Slăvit să fie Domnul! Eu simt pe Domnul că este aici! Eu simt că Dumnezeu vrea să lucreze! Eu simt chiar dacă copilașii fac o gălăgie, nu sunt cu minți, dar într-o bună zi, dacă voi, cei mari, conștientizați, realizați, veniți cu recunoștință înaintea lui Dumnezeu și ei vă vor vede când voi puneți genunchii jos, când voi vă rugați. Și ce face mama, ce face tata, pune genunchii jos, se roagă lui Dumnezeu și ei se vor ruga. Noi nu vrem să spunem lucruri pompoase, noi nu vrem să spunem lucruri care nu le înțelegeți, pentru că voi sunteți la început, noi trebuie să vă spunem mântuirea, salvarea pe care Dumnezeu vrea să vă dea. Și dacă inima ta s-a deschis pentru cuvântul lui Dumnezeu, cum s-a deschis inima lui Cristi și a zis, eu vreau să mă predau, eu vreau să-L urmez pe Dumnezeu, pentru că a văzut necazul în casa lui, a văzut problemele în casa lui și de aceea cu Dumnezeu poate, dar nu mai amâna, din ce amâni, problema este mai mare. Cum zice cuvântul Dumnezeu, un val cheamă alt val, o problemă cheamă altă problemă, un necaz cheamă un alt necaz. Și ca să nu mai vină necazul, ca să nu mai vină durerea, trebuie să te pești cu Dumnezeu. Pentru că El spune stop valului, spune stop necazului. Și El, Dumnezeu, îți va veni în ajutor. Credeți lucrul acesta? Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să vă întărească. Fratele Mărin va mai cânta o cântare, două, și Domnul să vă binecuvinteze și copilașii să se ducă acolo, să stea, că vreau să le dau ceva și Dumnezeu să-i binecuvinteze. O, Doamne, ai milă și îndurare, Doamne! Poate altă dată vă voi deschide, poate nu va fi rușine nici acum. Vor fi lacrimi că mai întâi a plâns Iisus pentru noi. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Frate, vezi că vrea să se predea. Frate Linca, vezi că vrea să predea omul ăla, nu știu ce zice. Nu, zice altceva.